Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Povestea unei familii cu mulți copii, de Iulia Ichim. Odată, de mult, trăia într-un oraș mare, la margine de oraș, un om gospodar, cu frică de Dumnezeu, un om ce-și ducea traiul în bună înțelegere cu vecinii săi. Și avea omul nostru o familie de-ți era mai mare dragul, o soție frumoasă și harnică, bună și înțeleaptă, și 5 fete, toate cu minți și ascultătoare. Într-o zi, pe când se întorcea acasă de la muncă, omul nostru se întâlni chiar în fața porții sale cu vecinul de peste drum. Însă acesta era cam rău la suflet și invidios. "Seara bună, vecine," zise omul politicos. "Seara bună și ție, omule, dar ce ești așa de vesel?" "Păi, cum să nu fiu, când abia aștept să mă întorc acasă? Copiii o să-mi sară de gât, nevasta o să întindă masa. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem o familie unită și fericită." "Hai, vecine, că te lauzi! Ce are familia ta așa special? Dovedește-mi că ai o familie unită!" îi strigă vecinul, plin de răutate. "Ei, vecine, noi ne iubim și ne înțelegem bine cu toții. Asta e important în viață, să fii sănătos și bucuros de cei din jurul tău. Uite, o să-ți dovedesc că noi suntem cu adevărat o familie unită. Hai să-ți arăt. Văd că ai în curte un păr frumos încărcat cu pere de-ți lasă gura apă. Dă-mi, te rog, o pară." Vecinul îi aduse o pară. Tatăl celor 5 fete luă para și o zări pe una din fiice la pompa de apă din curtea casei. "Hei, fata tati, uite ce am pentru tine, o pară! Poftim, ia-o, la cât ești de cu minte și de deșteaptă, o meriți." Fata îi mulțumi frumos, luă para și intră în casă. Vecinul răutăcios privea peste gard, era tare curios. Fata îi dete para mamei sale. "Mamă, mamă, am o pară pentru tine, te rog să o primești." Mama își sărută fata și ieși în curte, unde celelalte copile trebăluiau de zor. "Fetele mamei, v-am adus o pară și pentru că ați fost hărnicuțe toată ziua și m-ați ajutat, am să vă împart această pară la fiecare câte o bucată." Fetele s-au uitat una la alta și au hotărât ca acea pară să-i o dea la cea mai mică surioară. Dar mama a zis, "Uite, ca să văd eu că toate gustați din pară aceasta, voi tăia în bucăți egale această frumoasă pară și așa voi fi împăcată în sufletul meu că toate ați gustat." Fata cea mică, Roxana, se duse spre poartă la tatăl ei. "Tati, tati, ce tare mă bucur că ai venit sănătos acasă!" Și fata s-a aruncat în brațele tatălui său. "Uite, tati, am primit de la mama bucata asta de pară, că am fost cu minte, dar eu vreau să ți-o dau ție, căci ești tare obosit și ai muncit mult și o să te răcorească." Omul o sărută pe obraz cu drag. "Ei, vecine, acum mă crezi că am o familie cu adevărat unită și fericită?" Vecinul nu știa ce să mai spună. Se duse acasă și se întoarse cu o sacoșă de pere. Îi întinse vecinului sacoșa cu pere și îi zise, "Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bucurii, căci așa ceva n-am văzut în viața mea."
Ce am văzut eu acum este o lecție de viață. Vă dau stacoșa aceasta cu pere, cu mare drag. Împărțiți-le între voi. Vecinul îi mulțumi frumos și intră bucuros în casă, unde l-așteptau cele 5 fete, soția și masa pusă. Am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Somn ușor.